Bună seara, dragii noștri urmăritori ai canalului de YouTube RXF și a emisiunii Fight Club. Vreau să aduc mulțumiri pentru că suntem în topul preferințelor datorită dumneavoastră și să nu uitați, așa cum obișnuim în fiecare marți și joi, ne revedem de la 19:30. Cum emisiunea nu poate avea loc fără sponsorul principal Las Vegas și fără cei doi protagoniști? Ionuț Autodirese, prea măritul, prea fericitul și prea bunul meu coleg și subsemnata și invitații noștri de azi. Prea înalta mea colegă și invitații noștri de azi. Îl prezinți tu primul, pe primul invitat? Păi eu zic să... cum vrei tu? Bun, prezintă. La mică înțelegere. Pe cel din dreapta ta, da, sau stânga mea? Din dreapta mea. Alături de noi, campionul din gala Next Fighter, învingătorul Răzvan Bârzu, Donaldul nostru a câștigat. Felicitări și bună seara, bine ne-am reîntâlnit. Bună seara, bine v-am găsit. Altceva, altfel de salut. Iar în stânga mea, dreapta dumneavoastră, Mario Fedor. Bună seara, bine v-am găsit. Felicitări, Mario, și mulțumesc. Felicitări. Ai câștigat lupta data trecută cu Alex Crăciun. Cum a fost meciul? Pentru că ai avut probleme. Ți-a dat câțiva puncte, a trimis la podea, ai avut probleme în prima repriză. Da, a fost un meci frumos. Așa a fost strategia de la început sau pe acolo prin cușcă ai avut probleme mari? Am avut. Păi eu am astăzi meciul. Meciul meu a fost astăzi atunci în margine de azi jos. A fost mult mai interesant meciul pentru că ai avut o revenire spectaculoasă. Ai fost trimis la podea, dacă știa să profite un pic de situație, putea chiar să încheie lupta acolo. Și după aia ai revenit în a doua repriză cu acea strangulare, cu acel takedown. Dar te-ai băgat în pumnii lui și în a doua repriză. Tot meciul m-am pus în el. Tot meciul a fost aluat, răvaș pus. A venit să mă bat. După cum am văzut, te-a susținut și Mihai Aftănase, a fost alături de tine. Bravo lui, felicitări. E foarte important să te susțină în de cât timp te cunoști, astfel de ocazioane. Sunt prieteni de copilărie. Vezi, de ce unul din cei i-a pus cei și acolo la loc de cinste. Revenind la Mario Fedor, ai câștigat lupta cu Alex Cruciate, cam proverbul ăla, cine râde la urmă râde mai bine, pentru că Alexandru Cruciate a fost foarte vocal în conferința de presă, în emisiunea noastră, te ataca mereu, spunea că nu-i place fața ta și tu ai fost foarte rezervat și ți-ai făcut treaba cum a trebuit acolo în cușcă și nu pe margine. Ești un tip mai retras așa de felul tău sau... Sunt un tip mai retras, îmi place să fac, nu să vorbesc și chiar am dovedit, am demonstrat prin fapte. Dar faptul că a venit ca o surpriză a serii la Next Fighter, tatăl tău, ce ai simțit? Bănuiesc că emoțiile au fost mult mai intense. Mai ales că nu știai că dumneavoastră. Nu știam că va veni și problema era că a fost, de fapt, că l-am văzut fix când am intrat în cușcă. Și nu te-a motivat? Nu prea. Au fost altfel de emoții, nu știu cum să le descriu, dar într-un final mă bucur că a fost bine și chiar. Dar te gândeai că vei termina această luptă la sol? Da. M-am bazat. Te-ai bazat. Da. M-am bazat pe sol. Acum îi ofer terapie lui Cruciat, că atunci spunea că să vedem care pe care și că medicul... I-am spus că o să-i ofer, dar nu cred că acceptă. Rămâne doar cu vorbele el, ca până acum. Cum ai reacționat când ai văzut că ai fost selectat să lupți în gala mare? Știai asta de la bun început? Nu știam, adică o știam, o să mă bată, nu? O să vezi să faci pe acea ori. Mă simt onorat să mă bată Ana Mane, le mulțumesc tuturor, mulțumesc la SVS, mulțumesc la EP. Sunt foarte mândruasă de aici și o să ajung mult mai sus. Foarte tare. Eu sunt foarte uimită de privirea ta cum vorbește Donald. Te stai la masă și îl pătrești. Încerc să-i citesc. Ce zice, nu? Buze, ce zice, bine, îl și aud și înțeleg așa. Tu cum ai reacționat, Mario, când ai auzit că ai fost selectat să mergi mai departe? M-am bucurat foarte mult. Tind să cred că am făcut un meci destul de bun și chiar merit să mă lupt în deschiderea gălii din 21 februarie. Cum crezi că va fi lupta ta cu Donald? Una grea, sunt conștient, recunosc, voi avea emoții constructive, dar voi da tot ce pot.
Acum că tot vorbim, scuză-mă, zi, eu de ce consider că va fi o luptă grea? Fiindcă știu cu cine am de face. În schimb, meciul trecut cu Cruciat nu a fost deloc un meci. Ți s-a părut nivelul adversarului mai slab în pregătire, slab, în cușcă față de cel al lui Donald Răzvan. Bun, că tot suntem la categoria sau discuția despre lupte, aș vrea pentru cei care ne urmăresc, pentru că sunt foarte multe înscrieri și stafful nostru abia face față să preia înscrierile celor care vor să participe la Next Fighter, cum îi sfătuiți și încep cu această întrebare pentru tine, Mario, cum ți s-a părut experiența și dacă Eric Sefu te-a ajutat cumva? A fost o experiență unică, m-a ajutat enorm de mult Eric Sefu, să vă spun sincer. E un pas înainte în acest sport. Sper să mă țin în continuare și să demonstrez doar că pot face lucruri mărețe. Te-a motivat mai mult participarea Next Fighter să continui cu sportul de contact? Da, da. Mă voi antrena destul de mult în continuare și chiar dacă nu voi mai lupta în gale sau în meciuri oficiale, e bun sportul pentru Și ce sfaturi ai pentru tinerii care poate vor să-ți urmeze exemplu? Să se înscrie și ei și să dovedească că pot face multe. Nu doar să zică ca și fostul meu adversar. Ce a însemnat pentru tine toată nebunia asta cu Next Fighter-ul? O nebunie, ca să spun pe scurt, o nebunie a însemnat, dar cumva pot spune sincer că m-a schimbat. Te așteptai să fii selectat? Pentru că sunt foarte mulți tineri care îmi trimit mie mesaje pentru că nu știu cum să se înscrie și le-am spus să caute pe rețelele de socializare ale Eric Sefului, pe TikTok, Instagram și Facebook, să urmeze pașii și să se înscrie, că vor fi contactați dacă vor fi aleși. Chiar am avut o cerere acum două zile, apropo de asta, din Marea Britanie și au zis că cu IP-ul acela nu se pot face cont. Exact. Da. Le pot spune că și mie mi-a fost greu să mă înscriu. Mi-a fost foarte greu să mă înscriu, să vorbesc despre mine, să spun de ce vreau să mă înscriu și mai ales ca videoclipul să ajungă viral. Dar încercarea moarte n-are. Adică corect, eu chiar am încercat și am fost acceptat. Le recomand și Răzvan, și pentru tine aceleași întrebări pe care i le-am adresat lui Mario. Cum ai simțit că a venit această gală de luptă Next Fighter pentru tine? Ce simți că ți-a adus ca și plus Eric Sefu? Și ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să intre în sportul de contact și să urmeze antrenamentele? Pentru mine a dat o vedeți și așa o mădușă. Deci, mă se pot investi, voi pentru ce trebuie să se înscrie, dar aveți să vă dovedeți vouă și ce nu vreți, ce puteți, vă așteptăm. Iar Eric Sefu, simți că ți-a adus un beneficiu pentru tine, nu știu, mental, în rețelele de socializare, te-a ajutat? Da, m-a ajutat puțin mai mult, iar imaginea pe alom. Cine te-a felicitat după meci? Toți prietenii mei, familia mea, mama mea, în primul rând, că am urmăs mult. Toți, de pe TikTok. Știi de ce îmi vine să râd? Pentru că am făcut azi un live pe TikTok și eram împreună și am și postat un clip împreună și a întrebat cineva, mama ta este rață. Mama ta ce spune când te aude vorbind așa ca Donald? Și amuză-te, urmă, de foarte fericită. E fericită când te aude așa vorbind? Urmă! Foarte tare, mă bucur. Pe tine cine te-a felicitat după gala? Știi cum se întâmplă? Eu pun mereu întrebările astea după meci, pentru că în momentul când pierzi un meci, nu mai primești niciun mesaj, credeți-mă. În momentul când câștigi felicitări, un meci, bravo, știam că o să câștigi. Toată lumea te felicită și toată lumea e lângă tine. În primul rând, familia. Da. Prietenii și colegii de la facultate. Foarte tare. Deci, domnul doctor arăta ce poate în pușcă, nu numai în sala de operații. De fapt, nu în sala de operații, că tu spuneai că mergi pe kineto. Tu cum vezi lupta cu Mario Fedor? Nu o văd o luptă ușoară, o să fie puțin greu, dar scuze-mă, Mario, o schimbă greu. Îți dă boboială. Populeră, asta este. Acum... Ce să fac? Aricața, oră, patru, oșo.
Fac o mică paranteză acum, dacă îmi permiteți. Cu această ocazie vreau să nu uitați că până la sfârșitul acestor ediții speciale, până de sărbătorile de iarnă, sponsorul principal Las Vegas premiază lovitura cea mai puternică la minge aici, în cadrul emisiunii Fight Club, și mă refer la cele două lovituri pe care invitații au dreptul să le dea. Suma împărțită la doi, cea mai mare sumă va fi premiată cu 1000 de euro în rândul bărbaților și 500 de euro în rândul fetelor. Vă doresc mult succes! Mario, tatăl tău a venit în sală, nu te așteptai să vină, ți-a făcut acea surpriză. Nu ți-a dat emoții mult mai mari pentru că l-ai văzut în sală înainte de a intra în cușcă? Foarte mari emoții. Pentru mie mi se întâmpla când luptam mai aproape de casă și venea tot mai multă lume să mă susțină fizic acolo în sală, deși puteau să mă vadă la televizor, emoțiile parcă creșteau și puneau presiune mult mai mare pe mine. Tu ai simțit acea presiune exact pe tine? Exact aceleași emoții le aveam și eu când făceam fotbal înainte și venea tatăl meu la meci. În schimb, când nu venea, parcă nu mai eram așa de emotiv. Au fost emoții foarte mari. Mi-era cumva, parcă mai bine să nu-l fi văzut înainte de meci. Exact. Dar cumva te gândești ce o să zică dacă o să mă îmbătaie. Da, da. Parcă el oricum afla rezultatul. Da, tot da, e altceva când îl vezi face-to-face, atunci pe moment și fix înaintea meciului. Este o emoție de nedescris. Dar ai avut sentimentul ăla să nu-l dezamăgesc pe tata? Da. Dar și bucuria pe măsură când ai câștigat. Da. Nu? A fost foarte bucuros. Ai reușit să închizi gura lui Alex Cruciat, că l-am văzut după aia, a făcut diferite clipuri cu ochii umflați, că nu e atât de ușor, că era mai bine pregătit, că de fapt, diferite clipuri când era foarte vocal în conferință și după aia bătaia pe care și-a luat-o în meci, chestii de genul ăsta circulau pe TikTok, pe social media. Cred că rămâne în continuare doar cu vorbele. O să vorbească întotdeauna, dar fapte nu cred că o să facă niciodată. Rețin că a zis că te-a cunoscut pe tine când v-ați întâlnit aici la noi, la Eric Sef, înainte de emisiune și spunea, nu știu, orică e cerut tu ceva sau că era vorba de unde v-ați așezat aici în culise, da, nu? Țin da, minte bine. De mine că m-am întârziat eu. Și că după asta el își dă seama că vei pierde meci. Să fim chiar sărăși. La noi în platou a zis. Crezi că vei reuși să ajungi la sol cu Donald? Pentru că este mult mai greu ca tine. Tu câte kilograme ai? 80 și ceva? 80 de 80. Kilograme. El are vreo 100 și un pic, cred că, nu? 97! Că? 97? Păi da! Ai mai slăbit? Am înțeles. Este o diferență foarte mare de kilograme. 17 kilograme e diferența cam mare. Foarte mare, sunt conștient. Voi încerca să-l duc la sol, dacă nu voi putea, va fi o luptă în picioare și cred că va fi una destul de dureroasă pentru amândoi. Da, dar la sol contează foarte mult tehnica. Tehnica, da. La 17 kg. Voi încă n-ați avut timp să găsiți un motiv întemeiat de a nu vă suporta așa unul pe celălalt, pentru că ați fost unii din cei doi câștigători din trei, practic, din gala Next Fighter și așa s-a decis, stafful Eric Sef a decis ca tu să te lupți cu Mario, asta probabil dând dovadă și de felul în care ați luptat și tehnica pe care ați avut-o în cușcă. Avem timp să nu de suport, job. Dacă treci de Mario, îți mai dorești să lupți cu Ștefan Ciuculescu? Hai, mamă, Ștefan! Bubureada! Hai ce te-a cu Ștefan! Ce bătăia, Ștefan! Durat, Crăciun! Hai să spun ceva. Adrian Crăciun, șaormarul, a zis că face șaorma de rață și n-a reușit. Ștefan Ciuculescu a zis că face rață la tavă, băieți. Ce crezi, va reuși să facă rața la tavă? Adrian, surată, o să urmă pe Ștefaciu și Ștefan o să se o tavă o tavă și așică. O tavă în cap. Sincer, dincolo de asta, nu știu dacă sunt în măsură să zic eu cele mai multe lucruri, dar mie, Adrian, mi-a plăcut cum a luptat în cușcă. Că tehnică și s-a văzut că a făcut. A fost bun. Da. Deci ce ține de tehnică și de partea luptei? Și ați promis cumva amândoi că o să faci show în cușcă și chiar a fost. Adică fiecare dintre voi a dat ce a putut. Da. V-am spus, mă duc să mă bat și a doua repriză îi bat. Ai primit, da. Ai primit îngrijiri medicale după meci? Da, da, m-am nevoie. Păi de ce am nevoie? Ce ți-a zis soția ta când ai câștigat meciul? Ce fai, mamă! Ce face fericită! Ce fai, mamă! A început să facă și ea, mac, 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 ai câștigat! Nu. Păi, simpatic, erai cum? Cum crezi că va fi meciul cu Mario? Nu, am spus, nu va fi un meci ușor. Dar o să-l bat, ce-ți fac?
Tu ești bătbadul, nu ce spune. Acum, dacă am bătut o gâscă, cred că pot să bat și o rață. A fost bun aici. A fost bun aici. N-ai, bun, n-ai ce să spui. Vedem. Să vezi o sfârșită pe urmă. Dacă ai putea da timpul înapoi, tu ce ai schimbat în viața ta? Eu schimbat nimic. M-aș schimba tot pas cu pas, pentru că aș schimba ceva. Ai repetat și greșelile pas cu pas? Nu ai, nu ai regrete în viața ta? Eu. Pentru că aș schimba ceva de mine, încă uite, mi-aș mai fiește aici și uite astăzi. Cum ți-a venit ideea asta să vorbești ca Donald? Asta e creditul meu. Așa te-ai născut? Așa mă născut mătușa mea. Te-ai născut mătușa ta așa? Așa mă născut. Tati, zici că ești translator, știi ce scrie pe burtier? Am înțeles. Păi poate nu-l înțelege și sunt sigură că prea înalta mea colegă nu înțelegea ce păi vrea. Păi da, să știi că ai ghicit. Ai simțit că așa e. Am înțeles. Deci așa ai zis că te-a născut mătușa ta. Dar de cât timp ai început să vorbești așa ca Donald? Am avut peste 10 ani. Peste 10 ani? Da. Dar mie mi-a zis Răzvan că... Am început așa puțin și după am început să plăgăt veche și fac propoziții, apoi viajul și ați venit să voi. Donald, da, Răzvan, el a spus în culise până să intrăm în emisiune că i-a fost greu la început, că aveai... Fai, mamă, ce știi ce mă duc în fai asta? La tine nu mai e nevoie de extracție de măsaia de minte cu o să sară luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, dragii noștri, la Fight Club cu invitații de astăzi, cei doi învingători în gala Next Fighter, Răzvan și Mario, și bineînțeles prea mărit și prea înaltă, după scurtă pauză publicitară, pentru că trebuie să ne întoarcem cu întrebările roșii și albastre. Rămâneți cu noi. Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Scurta pauză de publicitate pentru cei care ați intrat puțin mai târziu în emisiunea Fight Club aici pe canalul de YouTube. Vă reamintesc că alături de noi sunt cei doi învingători ai galei Next Fighter, Răzvan și Mario. Prea măritul, după cum bine știți. Prea înalta. Și ajunge la capitolul cu întrebări roșii și întrebări albastre. Eu nu-ți ai cuvântul. În colțul roșu stau favoriții, știți bine, uite, Mario e favorit dacă are tricou roșu deja. Vă stă bine noile tricouri, nu mai aveți Next Fighter scris pe voi, astea sunt tricouri pentru gala mare, pentru că veți lupta în gala mare pe 21 februarie 2023 și sunteți acolo printre cei buni, să spunem așa, că ați fost selectați. În colțul roșu stă favoritul, dar eu vin cu întrebările roșii, cele mai grele întrebări pe care am reușit eu să le fac așa oarecum pentru voi. Și vom începe cu întrebările roșii, voi începe. Încep și o să vorbesc ca Donald sau ca alt personaj din desene animate. Am o informație, întrebare roșie pentru tine. Când erai adolescent, erai foarte rău. Dacă comenta cineva, îl băteai pe loc. Cel puțin pe la liceu i-ai trosnit pe mulți. Cum comentezi? Povestește-ne puțin. Așa este, ce de mă supărea, tu plecii. Așa e în viață, dacă nu și ce ceva de nemazin, plătești. Așa ești cu mine. Mă supei, plătești, frate. Și care a fost cea mai mare supărare, Răzvan? Am mărat puniciu. Notice, ajută la purtare și toată aia. Te-a luat poliția, nu te-a scris la purtare. Da, și mă m-a bătut și mama. Te-a bătut. Mama ți-a dat cadou. Am înțeles. Păi da.
Deci făceai chestii de genul ăsta și erai foarte rău când erai adolescent. Da. Așa e, Sam? Am înțeles. Bun. Pentru Mario Fedor, întrebare roșie. Pentru a te înscrie în gala Next Factor, una din condiții era să nu fie practicat sportul de contact. Te-am văzut într-un story în gi, adică într-un kimono de brazilian jiu-jitsu. De cât timp practici această disciplină? Pentru că tu în meci, prea ca la carte, l-ai dus jos. L-ai încenturat, ai pus acel cârlig în spate, l-ai dus jos, ai ajuns în mount pe el, ai controlat foarte bine poziția cu picioarele ca să nu facă pot să iasă de acolo, ți-a dat spatele, l-ai ștrangulat ca la carte, de se vede pe tine că ești practicant de brazilian jiu-jitsu. Nu, din contră, postarea pe care ai văzut-o e postată recent, da, doar postată că am recent. Făcut, cred că o săptămână jumate am avut timp, doar două lucruri, jur, doar două lucruri am făcut. Da, crede-mă. Nu știu de ce, dar mie mi-ai dat senzația și când te-am văzut în cușcă că nu cred treaba asta. Eu cred că practici de ceva timp. Brazilian jiu-jitsu? Da. Nu, am făcut doar două mișcări, scheme pe care le-am exersat. Și ți-au și ieșit schemele alea? Singurele pe care le știam să le fac. Nu știu ce să zic, colega mea. Ok, sper să fii sincer în tot ce te-am întrebat eu, dar mie mi-ai dat senzația că te-ai dus prea ca la carte, deși l-ai făcut cap-coadă. Nu poți în două săptămâni jumate să înveți și să și bagi în practică, mai ales fiind sub presiunea meciului, știi? Abia dacă ți-ai la antrenament, dar păi într-o competiție. Bine, dacă e cum ziceai tu că... Ai avut și tu gâsca ta acum. Nu poți să mergi deloc. Ți-ai făcut treaba. Colega mea, poți să-i mângâi cu întrebările. Cu cine te pregătești acum la antrenamente, Răzvan, pentru gala care va avea loc în 21 februarie 2023 și reamintesc celor care ne urmăresc cu această ocazie. Aici mă atingeți și o domnătirea cu prietenul meu de aia așa doase. Vădă fără de adulte, mă atingeți și a prietenul fără. Am înțeles. În Londra te antrenezi la Preda Fight Gym, da. Și în România cu Mihai Aftănase, da? Da. Bun. Tu, Mario, că tot i-am adresat această întrebare lui Răzvan și pentru tine e valabilă, cu cine te pregătești pentru această gală? Eu cu prietenul meu, care este și antrenorul meu în același timp, Sasha Markov. Și ce centură este în Brazilia în jiu-jitsu? Nu vreau să te mint, nu știu exact. Ok. Nu știu să-ți răspund. Dar deci... doar că el mă antrenez. Okay. Mă voi antrena până atunci. Bun. Întrebarea roșie pentru Răzvan Bârzu. Aveam o altă întrebare, dar am schimbat-o foarte repede. Da. Dacă ar fi să câștigi lupta cu Mario Fedor și să lupți într-un următor meci cu Mihai Aftănase, te-ai lupta? Nu m-aș lupta cu Mihai pentru acest ultim meci. Sunt foarte mulți prieteni și de despre pentru el nu aș lupta. Și dacă ai primi o sumă mare de bani, te-ai luptat sau nu cu el? Prietenii adusă un bănor. Foarte frumos. Mario, care este povestea ta de viață? Pentru că data trecută nu ne-ai povestit foarte multe. Ne-ai spus că... N-a povestit și i-a zis atunci cruciat, spune acum că nu o să mai e ocazia a doua dată. Nu o să mai e ocazia, uite că nu mai are ocazia cruciat să o spun. Noroc a zis-o atunci, la prima. Bine că nu m-am pronunțat că voi spune data viitoare, deci... Da. Adolescența mea a fost bună din punct de vedere financiar, datorită părinților, că m-au sprijinit. Ești singur la părinți? Nu, mai am o soră de 14 ani. Să fiți sănătoși. Mulțumesc la fel. Am avut eu multe altercații în copilărie. Nu am fost un copil prea cu minte. Și în rest... La fel ca și Donald. La fel ca și Donald, adică da. Nu au plecat problemele din situația familială dintre mama, tata, la nivel de familie, ci tu, practic, aduceai micile... Da, eu... Reflăceri în familie? De la ce plecau altercațiile astea? Tu erai personajul care le genera? Nu întotdeauna, dar în mare parte cam da. Am înțeles, deci tu erai un fel de oaie neagră, da. Care provoca genul ăsta de conflicte, de altercații. Și cum le rezolvai? Ai mâncat vreodată bătaie pe da, stradă? Da, mi-am luat și bătaie, da. Ai luat și da. Bătaie? Știu să mă bat că... Am înțeles că ai mai și luat. Am mai și luat, da. Bun. Și ești student la kinetoterapie. Ai spus. Da. Din punctul meu de vedere, kinetoterapia nu e medicină. Merg mână-mână oarecum, dar sunt două facultăți diferite.
ce-ți doresc să faci în viitor? Tot la facultatea de medicină este, deci. Am înțeles. Te vezi un fizioterapeut bun? Sau ce te vezi făcând în viitor? Da, mă văd. Sper să termin, dacă tot am început această facultate și... Tot 6 ani ca la medicină generală? Nu, 3. 3. 3 plus master. Ca să ai studiile superioare, da. Că așa se numesc studii medii, da, cunoaștem. Am înțeles. Mulțumesc pentru sinceritate. Colega mea, ai onoarea întrebările albastre pentru băieți. În cazul în care te vei fi câștigător în această gală din 21 februarie 2023, Răzvan, ce planuri de viitor ai din punct de vedere al unui sportiv de contact, dacă vrei? O să mă chedu și lupt. O să mă adenez de ce mai mult. Și adă să fiu la urmășos. Nu să mă dau ce mă dau pe alt. Eu îți doresc mult succes, dar crezi că cumva te-a motivat mai tare și intrarea ta în RXF în a te bate cu adevărat într-o cușcă și nu pe stradă? Da, m-a motivat. Să mă dați-o, pentru a să adresc pe a așa, nu m-a mai dorit la poliție. Mulțumesc pentru răspuns. Dacă ar fi să-ți reproșești ceva acum că te vezi adult și în viitor poate cu planuri de a-ți întemeia propria familie, ce gânduri ai sau ce crezi că ai putea schimba vis-a-vis de educația copiilor tăi, ținând cont de faptul că tu ai zis că ai fost un copil care a creat cumva probleme? Mentalitatea. Atât. Nu a schimbat absolut nimic altceva. Consider că ce a ținut de părinții tăi în educație a oferit tot ce dumnealor puteau? Da. Da. Mulțumesc. Întrebare roșie pentru Răzvan Bârzu. Ai foarte mulți urmăritori pe TikTok. Cât ai? 100 și ceva de mii. 120.000. 120.000. Ai făcut bani din TikTok? Da, am făcut. Mulți? Nu foarte mulți. Nu foarte mulți, dar ai făcut. Nu foarte mulți, pentru că nu prea am chip să stau pe live. Am înțeles. Și pe live la fel vorbești? Da, normal. Și te înțelege lumea? Cine mă numește? Mă înțelege. Mă înțelege. Cine nu? Am înțeles. Deci eu înseamnă că te iubesc de asta, te înțeleg. Nu fiți așa și nu generalizez. Și eu îl apreciez pe omul și pe el ca om, ca invitat, dar mi-e greu nu să înțeleg chiar toată. E normal, am întâlnit de două ori în Fight Club unde a vorbit în platou și oricum am înțeles tot ce a avut de spus și că îl onorează participarea în Eric, se fac dreptate. Da! Vezi? Am înțeles. Și Ana, mulțumesc, am acceptat și mă duc eu. Foarte frumos, bravo. Întrebare roșie pentru Mario. Unde îți dorești să ajungi cu aceste lupte în cușcă? Îmi doresc să ajung la cât mai multe lupte în cușcă. Poate chiar tot în gala RXF, dacă se poate. Și țin să precizez că vă mulțumesc pentru că m-ați ales în continuare. Și mare parte să fac o carieră din sportul ăsta, dacă se va putea în viitorul apropiat. Bravo. Ține de mine ca să mă antrenez și rezultatele se vor vedea pe măsura antrenamentelor. Foarte tare. Bravo. Colega mea, mulțumesc, preamăritule, cole. Pentru... Cea mai bună decizie pe care putea lua RXF era și unui doi prezentatorii acestei emisiuni. Corect, da, nu? Exact. Hai să lăsăm și modestia deoparte. Ce reprezintă tatuajele de pe mâna ta stângă, Mario, și când ți le-ai făcut și cum a început povestea? Pentru că și eu am tatuaje și mie îmi plac foarte mult și cred că în spatele fiecărui om care deține un tatuaj, nu știu dacă poate primul să fi fost, hai să-mi fac și eu, dar restul se leagă de o poveste oarecum sau au, da, o semnificație? Au o semnificație fiecare. Cu tot respectul, nu-ți voi spune ce semnifică, doar o singură persoană știe, aceea este tatăl meu. Foarte frumos. Și mă motivează tatuajele. Au fost, fiecare tatuaj e o poveste din viața mea. Dar știi că piramida cu ochi pentru mulți înseamnă Illuminati. Pentru tine semnifică același lucru? Da. Ok, mulțumesc. Și acum întrebarea pentru Răzvan și ultima din calupul acesta de întrebări roșii și albastre. Tu ai tatuaje, Răzvan? Da, am aici. Deci semn de naștere, tatuaje. Semn de naștere sau când ai fost năzbătios? A fost, cu minte a fost. Cu minte, nu? Că o să fac prietenii mei de pe Tudor, aici mi-ai fac pe Donald. Pe bune, chiar că bravo, te-ai gândit să te tatuezi cu Donald? Acum pentru toți fanii mei. Deci n-a fost gluma asta? Nu. Răzvan Bârzu, Donald, și-l va face pe Donald Junior, chiar pe piept aici. Pe piept.
Bun, mulțumesc de răspuns. Acestea fiind spuse, vă invit să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care amintesc de sponsorul principal Las Vegas. Nu uitați că edițiile noastre vor continua până în preajma sărbătorilor și după și vă pregătim ediții speciale pentru Crăciun. Staful RXF va intra în casele dumneavoastră cu multe surprize și trebuie să rămâneți aproape de noi și de colegii noștri care au emisiuni pe placul dumneavoastră și nu uitați că și joi ne vedem la 19.30. Până atunci și câteva minute de pauză publicitară și ne întoarcem la Fight Club. Intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Revenim, dragilor, după scurta pauză de publicitate și pentru că nu am mai rămas foarte mult din această ediție a emisiunii Fight Club, astăzi vreau să ne bucurăm de invitați și Ionuț, are să mai adresezi o întrebare, așa că Ionuț, te rog. Bine, aveam întrebări pe care le adresez mai multor invitați. Cine ți-a dat cel mai bun sfat în viața pe care l-ai urmat? Mama. Mama mea. Și îi ascultai sfaturile? Sau erai un copil dintre ăla care nu asculta ce spunea mama? Nu ascultam, da. Adășam tot a mea făceam. Dar nu ai amintit de tatăl tău, Răzvan? A, tata nu a fost. Păi unde? Unde a fost? Tata a fost pe altul, vedet mai târziu. Unde a fost tata? În Anglia. A plecat în Anglia. Și da. Te-a susținut de acolo? Nu. Deloc? Deloc, doar... Rar, foarte rar. Cum ți-ai văzut mama o eroină în situația asta și că te-a crescut? Cea mai puternică mamă de lume. Te iubesc, mama. Te-a crescut singură? Da. E mare lucru să, ca mamă să-ți... Frumos. Crești copii și să-mi lași. Da. Ție, cine ți-a dat cel mai bun sfat în viață pe care l-ai urmat? Frizerul. Ține capul sus. Nu putem să ne trăim acum viața din citatele pe care le vedem pe TikTok sau pe Instagram. Să vezi ce te tuncică. Vai, mamă. Să vezi ce te tuncică. Cum îl tunci, ca pe mine? Așa ce bine. Hai să râzi, dar asta e cea mai bună tunsoare. De ce calorifer aici? Așa o să-ți pot să bună sus. A mai vorbit cineva la fel de mult ca tine? Da. Bun, și-ai văzut aia, aceea uite, promit că cu astea te șterg după meci, pe față. Bun, să le păstrez. Băieți, avem așa, de dat cu pumnul la minge, vedem okay, care dă mai acuma... tare. Cine crezi că dă mai tare? Dar tu stai puțin, până dă cu mingea, i-a aruncat șervețele lui Mario Răzvan și ai văzut, Mario nu a avut reacție. Cu asta te șterg după meci. Păi să tu, la câți dintre ăștia ca Donald a bătut pe stradă? E podul plin. La tablă. Ceva de genul ăsta. Ia, un pachet de șervețele în plus. Cred că ai multe adunate acasă. E bine. Păstrez pentru gala asta, promit că îl păstrez pentru gala. Dar te rog, dar până plecați din platou să-i dai și un pic să se semneze. Bun, perfect. Nu? Da. Altceva? Că ar fi frumos așa. Nu am nevoie de autograf. Poți să-i aduci înapoi la conferință. Să nu uităm că avem conferința de presă pe 19 decembrie. În București, la sala Luceafărul. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Instagram RXF, ca un pitbull și la Vinea Târzian. Și puteți veni acolo live în sală sau puteți vedea acea conferință live de la 19.30 pe canalul de YouTube RXF. Să nu uităm că se fac noi înscrieri pentru următoarea gală Next Fighter, încă nu s-a stabilit data când va fi, dar vă puteți înscrie, urmați pașii, la fel găsiți acolo toate informațiile necesare pe paginile oficiale RXF, pe Instagram și pe Facebook. Sunteți pregătiți să dăm cu pumnul la
Și dacă ați fost atenți, aveți ocazia să dați aceste două lovituri de fiecare la minge. Dacă, de exemplu, dai 970, adunat împărțit la 2, acel rezultat va fi premiat de către sponsorul Las Vegas, după cum am spus la începutul emisiunii, cu suma de 1000 de euro la băieți și suma de 500 de euro la fete. Eu vă doresc mult succes. Asta dacă dați mult mai tare în clasament. Da, cel mai mare. Hai să vedem care dă primul. Hai să-i dăm în ordinea în care i-am prezentat, să dea, Donald primul. Colțul albastru primul, colțul albastru intră primul, da? Oho! Te-a supărat rău aparatul. Nu prea. Zice. 852. Ia să vedem. Încă se mișcă. Acum dați, de ce n-ai dat și prima dată, măi, Răzvane, așa? Am avut emoții. Păi vezi? Așa ai avut și în prima repriză emoții, știa tăvălit. Hai, dă-i, vezi acolo 1000 de euro și eu. Pe aproape cu lovitura lui Răzvan, nu? Cu prima lovitură, da. Da, cu prima lovitură, zic. Și acum sunteți acolo, băiți. Un pic mai tare Răzvan ca el. Da, sunt apropiați. Sunt acolo, sunt da. Apropiați, da. Apropiați. Băieți, felicitări, nu vreau să vă iau răgazul, dar sumele încă avem unul mai cu suma mai mare. Cine a fost? E George Zanoagă, cred că și Albu Filip, dar George Zanoagă e pe primul loc. Da, el a dat cu unul la prima, 997-998, ceva de gen. Da. Și după cum v-am obișnuit, în a treia parte a emisiunii noastre, întotdeauna le adresăm invitaților noștri întrebările la care trebuie să răspundă cu da sau nu, după cum i-am și v-am obișnuit. Răspunsurile dumnealor nu trebuie justificate decât să răspundă punctual. Așa că, băieți, o să înceapă eu să vă adreseze prima întrebare. Ești narcisist? Da. Da? Da. Da. Îți place să te joci cu mintea oamenilor? Da. Mm-hmm. Da. Ai dublă personalitate? Da. Nu. Îți place să fii în centru atenției? Da. Nu întotdeauna. Vrei să devii mai celebru? Da! Nu. Ți-a adus RxF un plus de notorietate? Da! Da. Ești gospodar în treburile casnice? Da! Nu. Vreau să luăm o pauză la întrebarea asta pentru că soția lui Răzvan a râs. Nu e așa? Nu e? Așa. Vezi? Așa. Mersi! Da. Ai mințit aici, uite, cel mai bun detector! Da, m-am oprit! Cel mai bun detector! Dacă ziceam femeie, imediat aud acolo papirul problemei. Pentru că sunt și ei, foarte mulți din invitații noștri, dragilor, vin aici, că avem și noi culise ca tot Tomul. Și mă bucur pentru că asta contează, invitații noștri sunt susținuți fie de prieteni, de soții, de... Na, foarte bine. Cine era la adresat întrebare? Tu. Eu, da? Îți place să mai și minți? Da. Te enervezi repede? Da. Și ultimul... Nu vrea să se vede pe tine. Nu vrea să se vede că sunt te enervezi repede. Poate nu arată, nu poți. Nu arată, se interiorizează foarte mult. Și ultima întrebare din acest calup de 10 întrebări. Ești un bărbat răvnit? Da. Păi, ok, nu trebuie să se uite nimeni nici cum, pentru că, practic, femeile, noi femeile știi sunt... ce cred eu? Întrebarea cu ești narcisist și ești un bărbat răvnit, amândoi au spus, da, sunt narcisiști, deci merge mână-mână cu sunt și bărbați răvniți, îți dai seama. Ce o să zică narcisistul din ei? Nu sunt răvnit, nu are cum. Deci, psihologic vorbind, era logic să răspundă și la asta. Normal, știi cum e. Tot cu da. Important e cum tratezi lucrurile astea. Vă mulțumim, dragilor, pentru răspunsul întrebărilor voastre, pentru loviturile pe care le-ați dat la minge și, cum a spus și Ionuț, așteptăm cu nerăbdare să vă revedem luni, 19 decembrie, la conferință. Și până să-i revedem la conferință, ce ai să-i transmiți lui Mario Fedor, așa ca ultimă declarație? Am făcut o tradiție din chestia asta la noi în emisiune. Face off-ul. Așa spun. Hai că da să te bagi, a doua seară meci ușoară. Asta e tot? Da, eu rămân pe aceeași premiză. Fapte nu vorbe. Bun, bravo, vedem. Dar față de celălalt adversar al tău, Mario, acum ai puțină temere pentru acest meci? Nu, frică, deloc. Doar că sunt conștient că e mult mai bun ca și celălalt adversar. Ok.
Tu, Răzvan, față de Adrian? Da, probabil are mai multe relațiuni. Ok. Acestea fiind spuse, eu la vine Mihaela Târzianu, Ionuț Atodiresei ca un pitbull și marele luptător cu care și colega lui se mândrește și cu siguranță și cei de pe pagina de YouTube. Ai văzut că soțul meu și-a pus bază în tine, da? Da, am văzut. Vreau să vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și în ediția de astăzi a emisiunii Fight Club. Să nu uitați de conferința de presă de luni 19 decembrie și să nu uitați că în fiecare marți și joi de la 19:30 ne revedem cu dumneavoastră pe canalul de YouTube. Deja e o tradiție și un obicei că toți se apropie sărbătorile de iarnă și ne dorim din suflet să fim în topul preferințelor, așa încât share-uiți-ne, urmăriți-ne și dați like emisiunilor noastre. Vă dorim o seară incendiară și nu uitați că în două zile ne revedem iar. Pe curând! Sponsorizat de LasVegas.ro.